trecut, toate au trecut. Acum mă bucur că-s mare, am nepoți și când vin toți așa, îmi place că se umple curtea, se umple casa de ei. Peste tot și copii și nepoți și nu mai știi ce-s. Da. Eva Sălăgean are 18 copii. A avut primul copil la 18 ani, iar la 40 pe ultimul. În total are 35 de urmași direcți. Când aud la altul că zice că atât așa, așa, Doamne, cât de mult, dar la mine nu pare mult, nu știu cum. Cu 18 sarcini, în 25 de ani, a fost greu să găsească timp pentru un loc de muncă. Slujba din Germania este singurul angajament constant pe care Eva l-a avut vreodată. La tine m-am dinț, așa mă făcam greu când am plecat de acasă, n-a fost așa. Dar am și rezistat tare greu atunci, am zis că nu mai vin, am zis că nu mai vin, că mi-a fost așa de greu. Ia, om avas. Bisul hege, mato. Na vastan? Bas, oma. Nu înțelegi ce spune. Aici, normal, care au bani și posibilitate, duc la zil. Acasă nu se îngrijesc ei de părinți sau de ce. No, nu se complică. Ghiță Sălăgean, soțul Evei, muncește de când se știe și a întreținut cei 18 copii ca miner, pădurar, șofer. Pe soție l-am cunoscut până cu 3 luni înainte de a mă căsătorit. Și repede, mi-a plăcut de ea, mi-a plăcut și ei de mine. Dar rapid, nu, că să mai vorbim, m-a dus la părinți, nu știu ce, ne căsătorim, ce mai stăm noi. Și ne-am căsătorit. Ața, bă, ața gol! Ața gol, ața gol! Ața gol, ața! Spune de multe ori, dacă eu știam dinainte că voi avea nu 18 copii, 10 copii, cred că nu mă măritam niciodată. În cel de-al doilea război mondial, în pădurile Aninei, armata română a construit câteva grajduri pentru cai. După terminarea războiului, comuniștii au descoperit minereu, așa că au înființat aici o colonie cu 500 de mineri. Brădetul. De aici a pornit familia Sălăgean. Nu, fă rău, că am fost mulți. Calculam. Câți băieți suntem acum? Câte fete? Lumea știe cum e vorba. Știu că te însori cu fata lui Sălăgean, că sunt 18 copii, că o să facă, că nu știu ce. A, lumea vorbea, zicea că n-avem ce mânca. Mâncăm în oala de 50 de chile. Fiecare a făcut după puterea lui ce a putut, ce a făcut și așa a făcut. Ori a avut tot ce le-a trebuit, nu poate să zică că s-au culcat flămânzi, s-au umblat dezbrăcați, s-au umblat desculți, asta nu cred că poate să zică niciunul din ei. În România, ce, situație, n-aveam așa mare. Trebuia să plec o dată, să-mi fac banul meu, să mă descurc eu singură, că nu pot tot timpul să stau cu părinții. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo bien. Has pasado el fin de semana? Bien, también. Muy bien, ¿y tal? Bien, también. Muy bien, ¿y tal? Bueno, está regular, está haciendo mis funciones y eso. Le damos bien. Así, pues. Vale. Pues bueno, sácate las cosas que vamos a limpiar un poco por aquí. Quiero mucho. Acum lucrez la o familie de spanioli în Guadalajara. Ajut la mâncare pe doamna aceasta și ce este nevoie prin casă, fac. Nu e simplu să se ducă copiii de acasă, să plece toți copiii, să se ducă în altă țară. E simplu să plece. Crește și pleacă toți, să duc străini, umblă și ei. Nu le nici lor așa de simplu. Nu e ușor, iar ce? Trebuie să știu ce să-i spui, ce să facă, ce să nu facă. La început mi s-a părut greu, n-am avut niciun frate aici, nu cunoșteam limba, nu știam să plec niciunde, trebuia să stau numai în casă.
Sunt multe cu ei, multe peripeții, multe aventuri, multe povești. Nici nu poți să le povestești câte sunt cu copiii. Ce să faci? Au trecut așa repede, parcă perioada când am trecut prin ele, nu n-o fost repede. Acum mă gândesc că parcă au trecut repede. Dar până le-ai traversat pe toate, nu a fost chiar așa repede. Numai acum mă gândesc, eu zic, mă, dar le-am uitat și au trecut repede. Numai ele nu au trecut chiar așa. Ce să facem, asta e. Eva, o româncă ce a născut de 18 ori. Hola.